Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un studiu World Vision România arată că 20% dintre copiii din această țară afirmă, observă, de fapt, că violența este ceva obișnuit și intens în școlile unde învață. Și aș vrea să vă rog să nu treceți ușor peste această observație. Cum gândiți, puneți-vă voi în locul copiilor. Cum ar fi să munciți, să lucrați într-un loc în care să fie mereu bătăi, lovituri, violențe și unele dintre acestea să le cădeți chiar dumneavoastră victimă din când în când? Adică de ce nu acceptăm asta ca adulți, dar de ce am ignorat asta în cazul copiilor? În plus, un sfert dintre copiii de la sate, din mediul rural, deci din România, afirmă că trăiesc cu teama de a nu fi discriminați din cauza sărăciei. La telefon este sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce înseamnă, în fapt, practic, discriminare din cauza sărăciei? Cum se manifestă? Faptul că îi tratăm diferit pe cei care au o haină mai ponosită, nu au telefonul nu știu care, nu au pantofii sport nu știu care. Adică îi tratăm mai rău. Bineînțeles, dar cea mai simplă definiție a discriminării este tratament diferit în situație similară. Și atunci noi în școli, din păcate, avem, sau din fericire, avem diversitatea societății. Copii din toate zonele, unii mai bogați, alții mai puțin bogați, alții mai de o anumită religie, de o altă etnie și așa mai departe. Din păcate, sistemul educațional românesc este de foarte mult construit pentru ceea ce americanii numesc white middle class Christian. Adică pentru un nivel așa dezirabil. Cei care nu se încadrează în această zonă, de obicei sunt victima violențelor. Acum, violența nu înseamnă doar bătaia, cum ați explicat dumneavoastră la început. Și cea mai des întâlnită violență este violența emoțională. Bullying-ul, înjurătura, luatul râs, poreclele, jignirile și așa mai departe. Care, din păcate, sunt mai des întâlnite decât ne-am putea închipui. Și care sunt efectele unei asemenea experiențe trăite an la rând de un copil? În cursul... Ai două variante în general. Varianta 1, te închizi în tine, da? Le primești și te închizi în tine. Și în momentul ăla cel mai simplu este să abandonezi. Pentru că nimeni nu se întoarce într-un loc unde nu se simte bine. Tocmai de aceea, dacă o uitați pe cifre, sau și de aceea, ratele de abandon, neparticipare, performanță și așa mai departe a copiilor proveniți din medii vulnerabile, în cazul de față din mediul rural, sunt mult mai mici decât celălalt. Deci una dintre explicații este că dacă își bat joc de ei permanent alți copii, îi bat, îi râd de ei, nu știu, atunci de ce s-ar mai duce acolo în fiecare zi? Absolut, acum luați-o simplu, da? În teorie se numește stare de bine, adică dacă tu nu te simți bine în locul ăla, logic că nu te mai duci în locul ăla. Asta înseamnă la muncă, la școală, în vizită la niște prieteni, la niște rude, nu te simți bine, nu te mai duci, simplu, da? Deci asta e varianta 1. Varianta 2 este devii tu însuți agresor. Pentru că la forță răspunzi cu forță. Și atunci încerci să-ți câștigi demnitatea, respectul, stima de sine, numiți-o cum vreți dumneavoastră, dar generând forță. De asta se spune că în spatele fiecărui copil problemă stă de fapt o traumă. Care vine de undeva. Că vine din familie, că vine din mediu, că vine din... de undeva ea vine. Da, omul se naște bun, societatea îl distruge, zicea Rousseau cu mult timp în urmă. E, din păcate, în spațiul românesc avem foarte mulți copii care nu se simt bine, care sunt jigniți, care sunt umiliți, pentru că nu au, repet, nu au hăinuța care trebuie, nu au telefonul care trebuie, nu au tableta care trebuie, nu sunt, sunt încă virgine. Și fedeți-mă, știu foarte multe cazuri de fete care sunt victima bullying-ului pentru că sunt încă virgine. Dar și așa mai departe. Adică că, uite, nu consumi nu știu ce stupefiant, că nu fumezi, că nu bei și așa mai departe. E, aici, știți, noi avem doi factori de socializare. Factorul de socializare primar, familia, și factorul de socializare secundar, școala. În principiu, cele două ar trebui să lucreze împreună. Da, oferind mediul propice de dezvoltare pentru fiecare copil, astfel încât să-l ajungă la potențialul maxim de dezvoltare.
În cazul copiilor vulnerabili, cu precădere a celor de etnie romă și celor din mediul rural, cei doi factori eșuează. Adică nu lucrează împreună. Din contră, lucrează unul împotriva celuilalt. Și atunci avem indicatorii ăștia. Și de asta avem indicatorii ăștia și dezastrul ăsta, din punct de vedere educațional, în aceste două medii. Domnule Duminică Luca, am și eu o întrebare în contextul ăsta. Sunt dacă mă domniți mult, să știți că mă dau, eu zic mamei, mama mă face prostului din când în când. Da, ok. Deci, bine, Gelu, fii atent. Eu am un băiat de 14 ani. Apropo de asta cu relaționarea cu părinții și cu gașca de prieteni. Și am acum o dezbatere cu el, a ajuns la vârsta la care e preocupat și de cum arată, de haine, de lucruri de genul ăsta, face sport și a început să fie preocupat de cum se îmbracă, da? E ok, i-am cumpărat și Adidas, că acum toți copiii sunt cu fel de fel de modele de Adidas, de nu știu ce. Și are o gașcă de copii care își cumpără de pe un site chinezesc fake-uri. Adidas, branduri de-astea mari, fake. Și am stat de vorbă cu el și i-am explicat ce înseamnă lucruri de calitate, ce înseamnă lucruri fake, că lucrurile fake nu sunt oricum în regulă a fi cumpărate și așa mai departe. Dar cu toate astea, el îmi spune, este super frustrat și îmi spune că înțelege tot ce îi spun, dacă asta e realitatea în care trăiește el. Copiii lui, colegii lui, cumpără lucruri de felul ăsta de pe aceste platforme online și astea le plac. Și el de pomană are niște lucruri de mai bună calitate și poate și mai scumpe. Nu asta îl interesează, pe el îl interesează să aibă ce au și ceilalți. Și cum tratezi frustrarea copilului? Că mă gândesc că asta poate duce mai departe și la alte apucături, la băut, la droguri. Deci eu pot să vă dau, știți, din răspunsuri deștepte, dar nu aș face decât să croșetez în jurul cozii. Nu prea poți, ca să fiu foarte onest. Da? Pentru că e raționalul versus emoțional. Rațional, copilul înțelege ce îi spui. Numai că pe el îl doare că ăștilalți au abibas și el n-are abibas. Exact. Ce să facem acum? Da? Da? Și atunci e foarte greu să explici copilului că, băi, fii atent, ce ai tu e mai de calitate. Pentru că în piramida nevoilor noi avem o nevoie care se numește apartenența la grup, care e în mijloc. Da? Fără ea nu prea poți să ajungi la stima de sine și autorealizare. S-a ajuns foarte greu. Și atunci copilul ăla, ca să se simtă împlinit în gașca lui, are nevoie de abibas. Ce să facem acum? Și de miche. Ce să facem? Da? Și atunci, de multe ori, văd părinți extrem de bine pregătiți, care înțeleg foarte bine asta, toate lucrurile astea, care cedează și cumpără copilului miche. Da? Pentru că are de gestionat, să zicem așa, valoarea versus durerea copilului. Da? Și tu știi că ceea ce îi promovezi e valoros, da? Că e o lecție, numai că îl vezi pe copilul tău suferind seara. Asta zic. Bă, e greu să gestionezi povestea asta. Știu, în teorie, vii și spune, știi, trebuie să explici valoarea asta. Mă, e greu când ești acolo, când ai copilul tău cu lacrimi pe obraz, da, fiind victima lorii la mișto decât ceilalți, că nu are abibas, e complicat. Și eu ce fac, Gelu, acum? Concret. Nu pot să spun eu. Nu pot eu să spun ce să faci. Că și-au luat curea lui Vuitton de pe site-ul. I-a zis, băi, tu te auzi ce vorbești? Eu tocmai asta încerc să spun. În teorie, eu pot să-ți dau răspuns. Ca părinte, tu trebuie să-ți găsești răspuns. Vezi. Da? Deci, în teorie, pot să-ți dau răspunsul. Știi cât de ușor mi-e să zic, băi, nu mă, tu trebuie să-l faci, să-l dregi. Numai că tu gestionezi, pe tine te doare când îl doare pe copilul tău. Exact, până să-l vândă așa ceva. Și... Da, tu trebuie să alegi, știi, modalitatea în care îl înveți. Adică, ce e mai important, valoarea sau lacrima? Da? Nu pot eu să dau un răspuns, că aș fi autosuficient. Eu nu știu cum aș reacționa când copilul meu ar face de genul ăsta. În teorie pot să spun, aș face, aș drege. În practică e complicat. Știi, culmea, că astea sunt niște porcării ieftine. Adică el nu vrea, de exemplu, o curea lui Vuitton care costă nu știu câte sute sau mii de euro, da? El vrea o șmicherie care costă 100 de lei. Adică e mult mai complicat, știi, de gestiona situația. Cred că ținta e greșită. El nu vrea lucrul ăla. El vrea recunoașterea celorlalți. Exact, da. El vrea apartenența la grup. El vrea să se simtă partea găștii respective. Și cred că, de fapt, discuția nu trebuie dusă pe lucru, ci pe cei în spate.
De ce are nevoie de validarea celorlalți? Dar aici mă poate răspunde mult mai bine un terapeut. Da, un psiholog. Din punctul meu de vedere, din nou, în teorie, discuția n-ar fi despre lucru, ci discuția ar fi despre ce e în spate. Despre teama lui de respingere, de nevoia lui de validare. De ce simte nevoia să se valideze prin lucruri mărunte și așa mai departe. Deci discuția amplă, acolo ar trebui să fie. Hai, gata, nu că pe lucrul ăla mic. Da. Hai că Luca a devenit gânditor, nu mai doarme la noapte. Eu am făcut filozofie și le văd altfel lucrurile astea, Vlad. Mulțumesc, Gelu, mulțumesc frumos. Mulțumim mult, Gelu, duminică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.